Vă rog să vă prezentați, spuneți care e problema. Mă numesc Elena Juc, sunt din Republica Moldova, temporar trăiesc în orașul Chișinău, am terminat studiile superioare medicinale, sunt pensionară, am activat în orașul Drochia și năpastea care s-a năpustit asupra casei noastre a fost căfetița, mizina noastră, după o intervenție nereușită chirurgicală, a orbit și de un ochi și am fost nevoit la vârsta de 4 ani să ne adesăm la un tratament. Am plecat în toate centrele care le cunoșteam, însă după ani, ca asta s-a întâmplat în 92, când am plecat la Moscova, am fost o leacă nu prea bine primiți, pe urmă, cu prin intermediul Ministerului Sănătății, prin intermediul domnului Hotineanu, că de acum nu mai este cu noi, un coleg, era ministru, atunci a spus că o să facem peste hotare. Și ne-am chinuit și am dobândit o foaie de tratament peste hotare pentru fetiță, că de acum fetița crescuse, avea 14 ani, aproape 15, nu vrea să plece nici la școală, fiindcă e foarte, o intimidau, o insultau. Dacă dumneavoastră știți că la noi, față de psihologare, la noi e tare chirurgie când este o persoană cu dizabilitate. Și la dânsa se vedea ochi, se vedea alb. Și iată, am dobândit această îndreptare pe cale diplomatică și am plecat prin contract, încă plecat că era două oferte, era una în Germania și una în Italia. Fetița a ales Italia. Am plecat în Milano, am consultat-o, medicul a spus că ea e în procesul de creștere, organismul crește și e imposibil de a face o intervenție acum chirurgicală. Noi dacă îi facem, primesc un răspuns negativ, poate să-i amputeze ochiul. Fetița nu vrea să reîntoarcă la Baștină. Am fost nevoită să scriu o cerere de a-mi prelungi postul de muncă, că lucram și am fost nevoită să stau cu fetița, să încep un tratament ca să-i păstrăm ochiul. După aceea am integrat-o, ea nu a vrut, i-a plăcut foarte mult, am integrat-o în școală, dar totuși s-a expirat documentele și am fost nevoit să ne întoarcem după 6 ani de zile, aproape 6 ani și ceva, ne întoarcem la Baștină. La 25 aprilie 2009 mă reîntorc la Baștină. Da, am plecat în 4 iunie 2003. Când tragem acasă, la casa noastră stau niște romi. Eu întreb, bună ziua, de unde? Casă cu 2 etaje, altă casă dată moștenire. Și vreau să succin, să vă spun, eu îl întreb, domnule, de unde e? Eu am cumpărat casa, arată-mi documentele. Du-te în judecată. Și m-am adresat în judecată. Am avut avocat. Avocatul s-a luptat până în 2010, am scris și la anticorupție. La anticorupție, domnul Andrian Sandu, inspector superior al Centrului Nord, a procedat foarte corect, așa cum s-a exprimat și dumnealui, după avuția legii. În 2009, a ridicat în septembrie o hârtie care, într-adevăr, această hârtie pot să vă arăt, copie. Iată, uitați-vă. Asta e o decizie judecătorească. Atunci scrie de mână? Scrie de mână în 2001. Scrie de mână când eu am avut proces în 2000 și eu am restituit 1680 de dolari americani la un valiuci care mi-i trebuie că atunci ca să pleci peste hotare, domnul Regan, trebuie să ai sacoșa cu bani. 5.000 tu de dolari, 5.000 persoana care merge cu tine. Am declarat banii la
La Până la fel, urmă, ce o da. decis instanța? V-au întors în casa aceea sau au rămas noi proprietari acolo? Poftim? Casa cui a rămas până la urmă, după judecată? După judecate, a rămas casa tot la domnii, fiindcă doamna Lucia Grădinari, Lucia Lupașcu Grădinari de la Drochia, nu a vrut să îi satisfacă că el cerea o sumă pentru îmbunătățire, ce a făcut el acolo. Dar o sumă exagerată de 600 de mii, pe urmă 400 de mii, și ea a rupt așa, nici lui eu cer casa, că eu spun, Dar ea ce era? oamenii, Judecătoare la Drochia, da? ei, eu, judecătoare, doamna Lupașcu Și bun, Grădinari, ați care, contestat după aceea la Curtea de Apel, la Curtea Supremă? da, eu, în primul rând, domnul Brega, atât de mult m-a chinuit prin instanța de judecată, nici n-au vrut să mă repui în termen. Eu am spus, eu n-am călcat pe calea aeriană, am plecat, cale diplomatică, eu m-am întors înapoi, când era domnul Rusnac, atunci ambasador, mi-a făcut bilet de călătorie, că la mine era expirate documentele, eu am venit să fac documente în țară și a întrerupt și învățătura și studiul la fetiță. Fetița de acum studia mai departe. Și vă închipuiți dumneavoastră, eu le dovedesc, le spun, asta e A, oameni buni, nu-i B, dar e A. Iată, uitați-vă, am fost de la departamentul de grădiniciere, am luat certificat că nu un set de documente întreg și le spun, iată, cum am plecat, de ce n-am fost în țară și nu au vrut să uite și nu m-au repus în termen până când nu m-am ridicat. După o an de zile și ceva, mă repune în termen Curtea Supremă, vă închipuiți? Ei așa erau Îmi legați? închipui până la urmă ce a decis justiția moldovenească. Justiția moldovenească ce-a decis? Vreau să vă spun că mulțumesc ea că domnul Andrian mi-a dat hârtia asta, Andrian Sandu, capitan, are la anticorupție în Bălți, care acum lucrează la frontieră, de acum, mi-a dat hârtia asta și zice că duceți-vă și arătați-i, că aici ștampila nici nu se cunoaște. Și a fost anulat integral. Când am ajuns la Curtea Supremă, Anulat a integral fost. ce? Contract de vânzare sau ce era Nu, acolo un gaj? decizia. Ați luat credit, ați Decizia. luat bani și ați pus gaj casa sau ce s-a întâmplat? Ce a anulat? A anulat Sau a, de o a decizia. anulat decizia asta de la Decizia. prima instanță? Decizia în baza căruia s-au făcut și tranzacțiile cadastrale și contractul de vânzare-cumpărare. Bun, Iată, și dacă așa o arăta. anulat, trebuia să pronunț o altă decizie. Curtea Supremă ce a decis? O Curtea Supremă a decis să A, reîntoarcă la rejudecare. Cum s-a la terminat toată judecată epopeea? Până la și urmă, ce a la. decis justiția? Poftim? Până la urmă, care e decizia finală? Decizia finală nu se uite la toate dovezile noastre, că într-adevăr este încălcat dreptul la proprietate și într-adevăr nu au fost nici licitații, că aici cum scrie hârtia asta, că a avut loc ea ca casa de locuit situată, să vă citesc sau are Nu loc ne sau nu. interesează. Deci justiția nu ți-a făcut dreptate, ai rămas fără casă. Dar ei erau legați unul cu altul. Am ajuns până la Curtea Supremă, care doamna Vieru, nici nu sunt domnul Vieru sau Viera, eu doamna eram Tatiana Vieru, care într-adevăr lasă recursul declarat de Valeriu Juc, eu doamna eram psihotare, am lăsat soțului, am lăsat procură și scris scurt, recursul declarat de către Juc Valeriu prin intermediul Nicolae Roșca se consideră inadmisibil. Încheierea este irevocabilă din momentul emiterii. Uitați-vă. Și gata, ai pierdut toate instanțele moldovenești. Te-ai plâns la CEDO timp de Nu m-am dus la 4-6 CEDO. luni? La CEDO nu m-am dus cât de atât că soțul meu, dacă era aici, eu eram psihotare și eram foarte bolnavă. Bun, și acum, Vin. dar de ce mă suni pe mine? Ai rămas fără casă, probabil stai cu chirie sau ai făcut altă casă. Înțeleg că stai în apartament acum sau N-am unde ești? făcut nici altă casă, că nici nu am bani ca să fac Păi ați altă lucrat casă. psihotare. Am stat pe psihotare la fetița care ea traumată de ochișor, Și ați care cheltuit toți banii pe ea. Și fata vede acum? nu vede și nici nu a să vadă niciodată, fiindcă medicii au comis o greșeală foarte
gravă, i-a spars retina și complet eu rămas pe viață invalid. Dar când i-au spart retina? Au încercat să o opereze? La 4 ani și ceva. Au încercat să o opereze? Noi ne-am adresat, dar au spus că când era e micuță ne-am adresat și au spus, vă spun că am fost și ne-au spus că corpul crește și noi putem să-i amputăm ochiul, noi nu ne, Și el s-au îi apucat face. totuși să o opereze. Ei, Nu, ce-o spus, mi-ai nu. spus. Acum spune-mi de ce au pierdut vederea. La 4 ani ce s-a întâmplat? Că au spus medicii, nu puteai să piardă vederea, că au spus medicii. La 4 ani, noi am avut, am stat în staționar, e la nasuc s-a lovit, avea o problemă și m-am dus la medici și mi-au spus, și la Chișinău și am venit la centru mamei și copilului, nu, la Coțaga, unde acum m-am dus în secție și doamna, pot să o nominalizez, Magdei, care soțul ei era o mare atunci, ea a comis greșeala împreună cu rotarul și i-a pus parabolbarul, că la dânsa era înflat și i-a pus intraocular cu nag gros. Când am fost chiar și la Moscova și o controlat-o, mi-a spus, am vorbit cu cel mai mare oftalmolog, era atunci Fiodorov, și mi-a spus că Vașa Docica slepla la navsigda. Dar eu n-am crezut, m-am dus la Ghemgolța, ea avea 4 ani și ceva, eu speram, eu credeam că se va ameliora situația. Ea are probleme acum, are dureri, la dânsa au crescut acolo după traumă, o cataractă foarte mare, foarte mare. Și are probleme, e de acum, gândiți-vă, e din 87 născute și totuși că s-a făcut familie, are și un copil, are și soț care tot are grad de invalidate cu rinichii. Și vă spun, problema e foarte, foarte arzătoare. Pentru ce m-ați sunat? V-am sunat că știu că dumneavoastră sunteți mai aproape de Europa. Da. Și sunteți Locuiesc un. fizic la București, dar iată, internetul ne face foarte aproape și de Australia. Și un cuvânt ca să mă liniștesc, fiindcă am scos datele cadastrale și vă rog mult, iese că această decizie a fost ridicată și până acum este asta cu xerocopie. Până acum stă în anticorupție. Doamnă, dacă s-a pronunțat și Curtea Supremă și a respins recursul dumneavoastră, decizia contestată rămâne valabilă și are valoare de lege, obligatorie pentru executare. Dacă apar probe, martori noi, poți să ceri revizuirea oricând. Dar nu cred că ai probe și martori noi. La CEDO nu te-ai plâns? Uită de casa aceea. Înțeleg că Înseamnă ai că. două probleme. Fiica, că nu vede, dar ea e deja adultă și se descurcă. Și că ai rămas fără casă. Eu am înregistrat toată plângerea dumitale, mediatizez asta, dar puțin probabil să mai repare ceva vederea fetei decât dacă apar tehnologii noi să-i pună un ochi bionic, electronic ceva și să vadă electronic. Și casă decât dacă își face pomană vreun magnat, vreun mecenat și vă dăruiește o casă. La droghe sau unde o să îi se facă milă. Altfel nu pot fi rezolvate problemele astea cu mediatizare. Am înțeles, domnul Brega, noi am pierdut o leacă, cum spune, trenul și de acum am scăpat trenul. Cam da, Dar cum da. am scăpat trenul, eu recunosc asta, că necătând că a fost reziliat și contractul de vânzare-cumpărare și Păi persoana cum au fost care. reziliat dacă instanța au recunoscut pe ei proprietari? Nu au fost reziliat. Cine l-a reziliat contractul? Nu, reziliat în fond, când curtea de apel ne-au dat câștig de cauză, Da, curtea de atunci apel. nu era o decizie definitivă, după aceea Curtea Supremă au anulat Era decizia curții. irevocabilă, uitați-vă, această decizie irevocabilă, unde recursul declarat, uitați-vă, în 2010, aici trebuie încă în 2010, domnul Brega să ne întoarcă.
Da, și avocat Dacă aveți am o chiar. decizie irevocabilă, mergeți la executorul judecătorii și impuneți respectarea deciziei. Da, trebuia să-i respecteze din 2010, dar n-a știut că a nostru avocat, domnul Tănase Constantin, care a participat, Fratele el era fostului legat. ministru? A? Fratele Nu, acela fostului e ministru alt și figură. fiul scriitorului Nu, și jurnalistului Constantin nu, Tănase? fratele lui ministrul Alexandru, acesta e Constantin Tănase. Am Și înțeles, deci uitați-vă acela pe e. el. A? Ce-i cu el? Uitați-vă, recursul declarat de Elena Juc se admite, decizia judecătoriei Drochea, ea ca asta care v-am arătat hârtia Pe asta hârtie blestemată, de mână scrisă, da. mână scrisă, din 28.03, se casează cu emiterea unei noi hotărâri prin care se respinge cererea executorului judecătoresc privind recunoașterea dreptului de proprietate asupra casei de locuit din strada Ghica Vodă 60 a orașul Drochea și a terenului aferent cu suprafață de 349 metri pătrați, după Eugenia Cazimir. Decizia este irevocabilă de la pronunțare. Poftiți! Cine e Eugenia Cazimir? Dumnezeu să o ierte, asta era un vecin la Valiuciului meu și eu am vrut să fac o leacă de bani. Eu am luat de la Cație Fimi. Eu lui Cație Fimi i-am restituit. Eu l-am adus la închetă. L-a anchetat anchetatorul de la anticorupție, Andrean Sandu. Deci L-a adus decizia asta la spune că Eugenia Cazimir e proprietarea casei. comisarie. Ea a Știți ce? obținut-o probabil pentru că i-ați luat cu împrumut bani de la ea. Nu de la ea. N-am luat cum n-ai luat Nu știu dumneata. cum, prin intermediari, cumva au ajuns la ea procura prin care dumneata ai pus gaj casa și ai rămas fără casă. Ei se sfăteau să băteau. Eu pot să vă trimit un video care e făcut de un zice Alex Luca, o știți? Jurnalist de la, era cândva la Da, el Jurnal era TV, la jurnalist atunci. Publica, nu știu unde a mai fost el, la Prime. De la Prime, da. Îl știți pe Alex Luca? Da, El și a făcut el un a fost. reportaj despre asta, da? A? A făcut Da? despre asta emisiune. Da? Eu pot să vă trimit. Dar nu mă încălzește cu nimic. Acum ați apelat la mine, înseamnă că nu s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat problema de atâta că la noi nu izbânde. În orice caz, cum spune și doamna Spinei și domnul Gherva Soleg, mi-a spus așa, doamna Elena, chiar m-a dat și scris la curtea asta, La CEDO, Curtea la CEDO. Europeană. Totdeauna n-ajung, fiindcă ele sunt stopate aici, la noi. Sunt stopate, este speciale oameni care se ocupă Nu și mai nu este ies. așa, iată, eu și cu Hyde Park am câștigat de atâtea ori la CEDO și acum am dosare pe rol împotriva României, deci nu mai este chiar așa. Trimite din altă țară dacă n-ai încredere în Poșta Moldovei sau Poșta României. Dar corespondența cel mai des ajunge la CEDO. Majoritatea dosarelor se resping pentru că sunt subțiri, pentru că nu sunt justificate, fundamentate sau nu sunt importante, dar nu mai cred că e oprită corespondența. Nu, dar atunci fiecare rămâne cu impresia lui. Eu vreau să vă spun, fetița vrea să reîntoarcă în țară, dar unii să reîntoarcă. E când i-o luat în 2001, câți ani avea ea atunci? Ea avea nici 13 ani, n-avea nici 12. Era Ați luat bani minoră. cu împrumut și ați pus casa gaj. Acum ce vreți? Ați Nu am greșit. pus casa în gaj, cum Dar n-ai cum a pus ajuns în papa. mâna altora casa? Iată așa, E, iată așa. cum așa dacă instanțele le-au dat lor dreptate? Instanțele fiindcă au fost cumpărați și au E, fabricat. cumpărate, necumpărate, trebuia scris pe plângeri penale, trebuia ajuns la CEDO. Acum e decizie de judecată care trebuie respectată. Cumpărate, necumpărate, e buchia legii. Obligatorie pentru toți. Buche legii nu chiar așa spune, cum spune și Andrian Sandu. Doamna Elena, eu am văzut în zilele mele să fac o decizie ca să iei pentru 1680 de dolari americani, să iei că recipiența e scrisă Lucați, dar nu e scrisă lui Cazimir. Și cum poți fi la doi, poți să le întorc eu datoria și la unul și la altul. Este hotărârea din 2000 care Lucați îi dau și eu Lucați i-am dat. Că Dacă eu... o convins instanța, înseamnă că aveau niște temeiuri. S-au Dumneavoastră motivat-o cumva, o credeți că corupt-o, sau poate merge? aveau probe, documente.
Nu aveau nimic, nici un document, nimic, pur și Nu simplu putem mi-au... contesta. Acum avem decizia de judecată care e obligatorie pentru executare. Uitați-vă dacă este asta, dacă proprietatea privată, domnul Brega, dar Proprietatea proprietatea... privată poate fi vândută, expropriată și tot așa. Nu-i sfânta sfintelor. Cum dință, iai cât îi iai, până când îi pierzi, așa și proprietatea privată. Uitați-vă cum practic, dar atunci noi străini, atunci asamblăm cerutul. Se poate dacă nu ajungeți să lucrați, să aveți o pensie bună. Dar dacă am 74 de ani, unde să lucrez? Știu oameni care lucrează la 74 de ani pentru că se plictisesc Unde acasă. lucrez? Dacă eu trebuie operație, am nevoie de făcut la endocrinologie, alte operații trebuie să fac numai decât ca la vasculare. Am toate documentele, am așa, știți, o anteancă, așa că Deja nu dumneavoastră să vă operați, nu fica. poftim? Operație pentru Acum. dumneavoastră sau pentru fică? Pentru mine de acum, dar nu pentru fiică. Pentru fiică, dar dacă va fi, Sunteți știi, va să... pensionară, aveți, cum îi zice, card de sănătate sau cum se numește el la noi în Moldova, acolo, asigurare medicală și trebuie să vă opereze gratis. Da, dumneavoastră, nu știți cum se face la noi? Nu știu, povestiți. Vă programează peste 5 ani, da, dacă supraviețuiți. Dacă mai trăim, doamne, știți și nu Ce dormiți vreți? Cel mai nopțile. sărac stat din Europa. Cât avem, atâta ne întindem. Am înțeles, domnul Oleg. Domnul Brega, totuși este ieșire din situație, fiindcă în datele cadastrale am ridicat datele cadastrale și am primit certificatul unde într-adevăr figurează că Juc vinde casa lui Rădiță. Juc nu putea să vândă, trebuie Dacă să e vândă. probă nouă, puteți iniția revizuirea dosarului. Apelați la același avocat Tănase sau la oricare altul pe care îl puteți plăti sau îl puteți convinge să presteze servicii pro bono, eventual o avocată ca să fie solidară cu alte femei ca ea, și începeți din nou judecata. Vă puteți imagina cât o să dureze, Eu dar ca înțeleg. să sperați la dreptate, încercați. Dacă aveți Da. probă nouă, puteți iniția revizuirea. Și mai avem probă nouă, fiindcă, într-adevăr, președintele judecătoriei Drochea, în incinta judecătoriei Drochea, așa decizie nici nu a avut loc, iar că avem certificat. Plângere penală, trebuie să se ocupe de asta procuratura și tot așa. Poliția, dacă nu există așa decizie, a fost falsificată, asta e foarte grav, trebuie să răspundă cine a creat și a folosit documente false. Am dovedit tocmai, știți, în februarie 2022, ca doamna Spinei a văzut, eu făcut și un filmuleț, cum eu am îmblat 4 zile pentru un certificat, vă dați seama. Ce scrie în Până. certificatul acela? Și în certificat scrie, prin prezență, cu preferință la interpelarea dumneavoastră, înregistrată în Registrul Unic de Intrare a corespondenței a instanței cu numărul 15 din 1222, când am scris eu. Judecătorii Durochea vă comunică următoarele, că instanța nu dispune de originalul deciziei din 28.03.2001, Dacă ești prezentat parte în în... dosar, du-te și cere dosarul din arhivă și convinge-te că dispune sau nu dispune. Vezi dacă este hotărârea primei instanțe în acel dosar. Nu-i nimic, s-o uitat, nu-i nimic. Numai prezentat în xerocopii de dumneavoastră, că eu am solicitat, legalizați oameni buni, ca prostia asta care a scris-o, că eu mă duc la Haga, mă duc la Haga, că am băț, așa, La Haga nu cărșior. poți să ajungi, că acolo e Tribunal Internațional Penal. N-are nicio treabă un cetățean cu Dacă Haga. lucrurile nu vreau să deschidă, e două căsă, e două cote de pământ și nu dau nimic. Cum, domnul Bega? Cum să facem? Cum se face? Puneți Pe dumneavoastră. cale Cum? legală, pașnică și legală, cu juriști, avocați. Și juriști, avocați. Avocații, întrebați-o pe doamna Spinei, că e colega dumneavoastră de partid, o știți că e o femeie care se luptă și să știți cum lucrează avocații. Fără Avocatul avocați intimidează. nu există justiție, dreptate. Ne plac, nu ne plac, avem de unde să alegem, să-i schimbăm, să luăm mai mult, să verificăm. Dar fără avocați nu poți să faci justiție, dreptate. Trebuie să înveți singur legile, dar nu cred că la 74 de ani o să vă apucați să citiți.
Avocatul, el trebuie să iar din nou și iar să mă în judecată, dar noi nu putem să arătăm cum lucrează în justiția noastră. Arătați, iată, am filmat, ați arătat și la mine, și la Luca, și la Spinei. Continuați să arătați, știrbiți imaginea justiției, că a mai rămas câte ceva neștirbit acolo, dar justiție nu o să se facă, pentru că trebuie inițiată o nouă procedură în judecată. Ascultați, ce am greșit eu așa de tare, așa eu sunt un criminal în Republica Moldova, să stau în stradă cu două gospodării și cu două cote de Nu pământ, stați în că am fost stradă, văd că atacat. acum vorbim dintr-o locuință. Sunt două, fiindcă am și testament, mai am un atestament moștenitor o luat-o. Tot au pus mâna și dânsa. Așa se întâmplă. Când ai avere, mulți vor să o ia. Mai ușor pentru noi, cei care nu avem avere și nu pretinde nimeni la sărăcia noastră. Ascultați, domnul Leg, nici n-am trecut-o după mine încă. O luat-o de pe mort, de pe șonțul Elena. Și nici nu scrie șonțul Elena, dar scrie șoptul Efroțiinia. Și m-am dus la cadastru și am schimbat în datele cadastrale. Cum? E, se poate să mă duc la drepturile omului în România, dar nu mai cred în drepturile omului la noi. Păi ce Țin înseamnă cred drepturile omului? Este avocatul poporului, instituția ombudsmanului, sunt ONG-uri de drepturile omului, ce alte drepturile omului? Drepturile omului nu e o chestie abstractă. E prevăzute da. de lege, dar există instituții la care poți să te duci. Unele de stat, unele private sau avocați. Avocate. Dar nu Iată, mai am da, văd avocat. acolo simbolul avocatului poporului. Ce v-a răspuns ombudsmanul? Cine dintre ei? Cui i-ați scris? Așa, despre rezultatele examinării veți fi informată suplimentar. Asta a fost în 2014, doamna A, și nu v-a Negure. mai scris nimic. Cine Și n-am a primit, semnat? cum n-ai Cine primit? a semnat? N-ai primit. Cine a semnat de la avocatul poporului? Da, poftim, Grigoriu. Grigoriu? Era Aurelia A, 2014. ok. A, ok. Mergeți la instituție și cereți un răspuns. Eventual mai povestiți odată cazul. Se află pe Sfatul Țării 16 dacă nu s-a mutat între timp. Am fost aici, nu dețin nimic, am fost la doamna Ada, care e acolo, și domnul, am fost acolo unde drepturile asta, avocatul poporului, nu, drepturile omului, da, avocatul Se numește poporului. Centrul pentru Drepturile Omului, instituția avocatului poporului sau avocatei poporului, că la copii e femeie, sau într-un cuvânt suedez ombudsman. Noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Le-ați scris atunci în 14, v-au răspuns și nu ați așteptat în 23 să vă plângeți că nu v-au trimis mai departe nimic. Peste o lună, peste două, trebuia să vă duceți să-i cereți Aureliei Grigoriu socoteală. Cât? Cât? 7 ani? Cât a trecut din 16? Din 14? 9 ani. Și în genere, ea, doamnă, când am sunat-o pe telefonul celular, mi-a spus, eu, doamnă, nu mai lucrez. Păi dacă este o terminat mandatul. Nu ieșire, nu izbândă, da? Nu în felul ăsta. Felul ăsta Da, faceți un pic de valori, dar nu se rezolvă problema așa. Problema cum, se domnule? rezolvă cu juriști, cu avocați și cu mediatizare în paralel. Vorbit la cameră, făcut proteste ca Victoria Spinei, cu Țuruiacu, dar în paralel cu acțiunile în judecată. Pentru că fără acțiune în judecată, miracole degeaba aștepți. Poți să te duci la biserică să te rogi, să bați mătănii, să plătești acolo. Dar nu ajută nicăieri asta, Nu biserică. încearcă mai multe lumânări mai scumpe. Cât e mai puternică rugăciunea, cu atât mai mare speranța. Și cu atât mai mulți Nu bani. știți, eu vreau să vă spun, noi cam dăm greș, că de duși trebuie să plătești și acolo. De Dar cum acolo altfel? trebuie. Trebuie să funcționeze. Popa trebuie să-și ia mașină nouă, telefon nou, copilul vrea Nu bani. știți, eu numai vă rog foarte frumos, mi-ați spus că este ieșirii să facem proteste. Îl știți pe domnul Ilie Rotaru? Proteste în paralel. Ilie Rotaru e chiar avocat. El nu putea să vă cheme la proteste. El putea să vă dea sfaturi cum să dați chiar în judecată, să inițiați revizuirea dosarului. Dar nu vă sfătuiesc să mergeți pe mâna lui Ilie Rotaru pentru că el e neserios. Începe un dosar cu dumneata și după aceea îmi și-l cauți cu lunile ca să obții documentele înapoi și să lucrezi cu un avocat serios. El are dosare penale, are grijile lui, are interese politice electorale. Poate să vă dea un sfat, ascultați-l dacă vi-l dă gratis. Dar să mergeți cu el ca avocat în instanță e pierdere de timp și de speranță. Asta am înțeles-o, de la bun început. Oleg Chirva s-a ieșit din judecată datorită lui Ilie Rotaru.
și datorită mediatizării mele, dar făcute cumva în paralel și a fost un concurs de împrejurări acolo. A fost ceva, un caz fericit. A stat un an închis și risca să moară acolo la închisoare, dar a ieșit la libertate. Chirva, despre care vorbiți, că ați vorbit cu el despre noi. Domnul Dar Oleg, alte da, cazuri fericite, eu nu știu să fie rezolvat Ilie Rotaru, așa că... Nu, Ilie Rotaru, dumneavoastră l-ați scos. Nu, Ilie Rotaru. Ei, Doamne ferește, nu, nu fac. nu mai. Era un dosar inițiat. Eu am fost și l-am filmat la chemarea lui Ilie Rotaru și a mamei lui Oleg Kirvas la Curtea Supremă. Și acolo i-au dat drumul din instanța de judecată pentru că era un proces pe rol. Altfel nu-i dădeau drumul dacă nu era proces. Și el a inițiat de Bun, acum el, de eu... Oleg Kirvas, de mama lui și de avocatul Ilie Rotaru. Deci a fost un concurs de împrejurări. Eu n-am făcut miracole. Eu nu pot să fac miracole. Mai ales că nu-s credincios. Au spus că ați filmat și Am datorită fost și am dumneavoastră filmat ești și el iată. crede că au avut efect miraculos. Dar efect miraculos au avut procesul de judecată, mediatizat. Și mă ta, dacă vrei să apelezi la mediatizare și la protest, inițiază întâi un proces de judecată. Unul nou, că pe acele le-ai pierdut, le-ai ratat. Dacă zici că ai probe noi, inițiază revizuirea dosarului și Ilie Rotaru sau alți juriști ar putea să te ajute. Nu, eu la Ilie Rotaru nu mă duc. Ok, ne-am înțeles. Bun, dați-i dumneavoastră unul, poate știți să mă duc. Nu știu. Să activeze Dacă fără ești... bani, pro bono, nu știu pe nimeni. Puteți cere avocat de Ok. stat. Dacă sunteți pensionar, aveți dreptul să cereți avocat de stat. Și ziceți, iată, vreau să revizuiesc cauza asta civilă la Centrul pentru Asistență Juridică Garantată de Stat de pe Alee Cursou 1 sau cât e acolo. Am avocat de la Rășcani, l-am luat, dar Sectorul Rășcani. bine, Sau raionul Rășcani. raionul Rășcani, cu domnul Rășcani. Dar de ce Și vă l-au dat de la Rășcani dacă vă judecați la Drochia? dacă președintele judecătoriei, el a spus că o să iei materiale, oare la Glodeni, oare la Rășcani, Am numai înțeles, nu sunt în cine la comasate Drochia. judecătoriile, am înțeles, ok. Și Acolo probabil acum v-au eu trimis la președinte filiala din la trei Rășcani. raioane. Eu am președinte la trei raioane. Știu, 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 da. Înseamnă că media Mediatizare doar în paralel cu acțiunea în judecată. Protest și mediatizare. mediatizare în paralel cu acțiunea în judecată. Da, unii trebuie să fie undeva un care Mediatizez eu, iată ce am vorbit noi, am înregistrat public pe internet. Foarte bine ați făcut că v-ați adresat și la Victoria Spinei și la Luca. Mai găsiți și alți jurnaliști, liberi, independenți sau din cei partizani. Și faceți cât mai mult scandal pe cazurile astea. Dar nu le amestecați că iese prea mult și așa noi vorbim de foarte mult timp. Să amesteci și fata că e nevăzătoare și că v-a furat casa. Prioritar acum înțeleg că e casa. Fata e adultă, deja se descurcă singură. Are soț, are copil, se descurcă singură. Nu vă mai amintiți din copilărie și cum erați fată mare. Vorbiți de casă. Dacă vreți să o recuperați, vorbiți numai de casă. Asta e problema Vă mulțumesc cea de mai sfat importantă. atunci. Da, vă mulțumesc, dar dați-mi un mediator. Mediator, cine? Este comitet, este ceva, unde? Este cineva care se ocupe cu Eu vorbesc mediere? de mediatizare, adică de transmitere în presă, nu de mediere. Că instituția Aha. mediatorului e altceva și bună și aceea, dar nu cred că e cazul. Dacă la ta ai pierdut procesul în judecată, nu mai poți apela la mediere. Medierea Dar se de ce vreți? folosește doar în locul judecății, până la judecată. Dacă ai pierdut un proces, trebuie neapărat să inițiezi un proces de revizuire dacă nu te-ai dus la CEDO la timp. Revizuire doar în instanța de judecată. Cu mediator nu faci nimic. E ca și cum te-ai duce la popă și ai da bani să se roage pentru mata, același efect cu mediatorul. Am înțeles. Dar Asociația Milionarilor din Republica Română, este cineva? Asociația Milionarilor, să mă adresez la milionari. Nu știu de așa asociație și nu Români cred că o sau? să fie cuiva milă de dumneata. Da, apelează, eu știu, la oameni bogați care să vrea să te ajute cu o pomană pentru avocat, pentru ce mai ceri mata acolo. Operație și tot așa. Poate că există Asociația Milionarilor în România, dar habar n-am de existența. Ei nu m-am interesat niciodată. Bun, eu am înțeles. Atunci eu am să mă succint. Eu am restituit datoria. Eu n-am nicio datorie nimic. Este dat în scris de la domnul creditorul meu, care a luat singur anchetatorul. Este înregistrat. Atunci mergem în judecată cu schimbarea, radierea tranzacției cadastrale. Radiere. Vezi și mă ta cum formulez, întreabă de avocat, de juristă. Radiere, fiindcă
Doar de asta nu mai este valabilă de mult, încă din 2009. Asta trebuia să o anuleze cineva, o instanță superioară. Da. Sau să constate că e act ilegal și atunci să înceapă un dosar penal. Eu am spus tot ce știu, eu nu sunt jurist, de aceea am folosit doar termeni elementari. Când o să te duci la jurist, ar putea să folosească termeni mai sofisticați, pe care să nu-i înțelegi, dar care să-ți pară ca la biserică. O, ce frumos o vorbit, înseamnă că are legătură directă cu Dumnezeu. Dacă mai vrei astfel de speranță, adresează-te la avocate. Dar n-am nici un avocat care să mă Ai înțeleagă. zis că ai unul la Rășcani care ți l-a dat statul. Așteaptă bani, dar eu n-am bani. Acel de la Rășcani ai zis că e plătit de stat, să l-au dat de la centru de... Plătit de stat și tacit și nici nu din februarie nici până acum măcar. Cere schimbarea dacă din februarie până acum n-au făcut nimic, cere tot la aceeași. Cere alt avocat. Nu Cere alt avocat. Suni la oficiul din Bălți, că iau și la Bălți și la Cahul și la Comrat câte un oficiu. Cere să-ți dea alt avocat, de la Rășcani, de la Droche, de oriunde, alt avocat, pentru că ăsta din februarie nu răspunde. Mediazierea asta prin presă, în care. Mediatizare, iată, se face așa, faci interviuri sau trimiți texte de publicat și presa reacționează dacă îi se pare cazul relevant. Deseori, cel mai des, presa nu reacționează la cazuri individuale. Vrea să vadă, eu știu, cazuri reprezentative, să fie ceva șocant, scandalos. Dar la blogeri așa ca mine, mai sună, mai vorbește și poate o să ia foc. Eu o să public ce am discutat noi, dacă îmi dai acordul și permisiunea, Ce mai și îl distribuim. Și eu, și Victoria Spinei, și cine mai poate, îl distribuim pe internet și poate o să reacționeze și presa. Dacă cere cineva contactele tale, eu o să le dau din presă. Eu vă mulțumesc că da, în România faceți, la Asociația Farmaciștilor, eu sunt membru asociației, dar sunt la pensionar, a farmaciștilor, În din România? România. Da, dar e irrelevant. Problemele tale de justiție sunt din Moldova. N-ai treabă cu Asociația Farmaciștilor. Dacă noi suntem medicii fără frontieră, asta e Chiar european. dacă Medicii Fără Frontiere se ocupă de probleme medicale, nu se ocupă de probleme juridice. Știi, dar vezi că copiii și mici te judici de Da, acum. ca și cum te-ai adresat la Uniunea Intergalactică ca cizmarilor. Ei se ocupă de cizme, nu? Da. Bine. Mulțumesc pentru încredere. Sănătate. Eu încredințez situația noastră în mâinile dumneavoastră. Sper cu o reacție, ceva, ceva, vă Doar mulțumesc că reacții putem strezim, da. mi-ați spus că trebuie mai mult cu presa. O să mă duc și o stuiesc și o Presă și spun. proteste, dar în paralel cu acțiunile în judecată. Uitați-vă, domnul Brega și cu domnul președinte al Parlamentului, m-am întâlnit, am vorbit, o spus că o să mă ajute, o să controleze la un plenum. Nici la un plenum Care? Cu Brega nu mai. actualul președinte, cu grosul? Vreți să vă Dar nu vă mă trimit? interesează, te cred pe cuvânt. Dar ce poate să facă Nu, cel care face nici legi? dacă Ce nu vă treabă are legislatorul și cu actele de justiție? Ce ai fi vrut să bage grosul în proces de judecată? Nu concediu, dar vă rog foarte frumos să schimbi legea. Ea nu schimbă, legile schimbă. Chiar Pe dacă o să o oameni. schimbi legea, ea nu o să aibă efect retroactiv, nu o să aibă efect pentru ce s-a întâmplat în 94 sau când zici că s-a întâmplat, în 2014. În Deci legea o 2009, domnul. modifică acum, dar ea o să aibă efect din momentul promulgării și a publicării în monitor oficial. Aha. Ei sunt foarte reși cu noi. Nu se mai uită la situația noastră. Ma ta bine ai făcut că te-ai dus, Dișa. Da, cred că Hai aici se bine. uită. Și aici e tot așa nedreptate. Și aici mă judec. Și aici am prostiese la CEDO. Nicăieri nu-i dreptate dacă nu știi drepturile și nu lupți pentru ea. Nu și noi nu avem izbândă să mergem spre Europa cu materialul este care a Avem rămas izbândă dacă deșteptat. ne luptăm. Dacă te adresai la CEDO, poate avea izbândă. Dacă nu te-ai adresat la CEDO, ai ratat ocazia. Ai avut 6 luni la dispoziție atunci. Acum termenul s-a scurtat la 4. Poți să-ți iei și zilele și Păi îmi zilele oricum se înțeleg. termină într-o noapte, ca să zic așa. Da, ai drept și asta e și zic. Bine. Și aici. Eu vă Sănătate mulțumesc și că. dreptate. Eu am înțeles că dumneavoastră nu mai e nesă că să mă duc să încep așieri. Mă duc și șer de la dânsă, de la cu mâna întinsă. Nu sunt și rușine la parlamentari.
la ăștia care au scos legea și la doamna Stamatic și la Degeaba o să Maurici. le cerți, am explicat adineauri că legea trebuie să, trebuia să fie schimbată înainte de a se întâmpla matalea asta.